acesta să fie atins de Domnul. Dacă au intrat aici oameni nemântuiți, să fie cercetați de Cuvântul lui Dumnezeu și să primească mântuirea. Dacă au venit aici oameni întristați, loviți de probleme, de vânt, doborâți, în această zi să fie ridicați prin puterea Duhului Sfânt, prin Evanghelie. Dacă au venit aici oameni bolnavi, să fie tămăduiți. A venit aici cu multă bucurie, pentru că aici se prezintă Domnul și unde se prezintă Domnul se produc minuni, pentru că El este Dumnezeul minunilor. Și-am vrea ca Dumnezeul nostru să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Pentru aceasta, haideți din toată inima să venim înaintea Lui, să-i mulțumim că a fost cu noi în săptămâna care a trecut. Ne-a binecuvântat, ne-a păzit, ne-a ținut întregi, ne-a ținut pe cale Lui. Suntem aici și putem să stăm pe picioarele noastre. Merită să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru. Și apoi să cerem ajutorul Lui. Să cerem binecuvântarea Lui. Să cerem ca El să umple de slava Lui și de prezența Lui locul acesta. Să binecuvânte El fiecare inimă și fiecare om care a venit astăzi la casa Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții.